Măștile nu sunt doar utile, pot fi și un accesoriu la modă. Într-un atelier din Ploiești sunt cusute și brodate cele mai simpatice astfel de echipamente de protecție. Cu flori, buline sau mesaje motivaționale, măștile create aici au darul de a înveseli pe cei care le poartă. În plus, dau de muncă într-o perioadă în care mulți se tem pentru ziua de mâine. Din 15 mai, măștile devin obligatorii în spațiile publice închise, iar pentru cei sătui de banalele măști chirurgicale, există întotdeauna ceva mai mult. Am vrut să scoatem un pic din tipare toată treaba asta cu măștile și să facem oamenii să fie fericiți că le poartă. Fie că vorbim despre măști cu imprimeuri, fie că alegem mesaje motivaționale, măștile produse în acest atelier sunt exact ce caută cei care vor să iasă nu doar din izolare, ci și din anonimat. În acest atelier de la Ploiești produc aproximativ 3.000 de măști pe zi, atât dintre cele colorate, cât și cele cu mesaje de tot felul. Tocmai de aceea cele 7 angajate muncesc timp de 8 ore la foc continuu pentru ca toate comenzile să fie onorate în timp util. Dragile mele, astăzi avem 800 de măști de făcut din bumbac alb cu două straturi. Mai avem 400 de măști imprimate și 20 cu mesaj. Totul va fi bine. Măștile sunt făcute din bumbac 100%. Clientul poate alege imprimeul, numărul de straturi și poate personaliza masca în ce fel dorește. Adulții pot opta pentru mesaje haioase sau motivaționale, iar copiii pentru cele mai îndrăgite personaje din desenele animate. Facem niște măști foarte personalizate pentru toți clienții noștri, mai ales pentru copii sunt foarte frumoase. Țin minte de la o fată care a vrut să căsătorească de două ori anul ăsta și n-a putut și a spus... Se scriem pe mască, eu tot mă mărit. Putem să scriem de la nume, diverse mesaje, gen totul va fi bine sau așa, până la sigle, embleme și mai multe chestii. Dimineața când ajung, mă ocup să notez comenzile, le dau mai departe la croit și apoi când sunt gata, le ambalăm și le expediem. Și toată lumea este mulțumită că are de lucru. Atelierul producea înainte de pandemie pijamale și chiar dacă în această perioadă oamenii au stat acasă, vânzările tot au scăzut. Așa că administratorii se bucură că au găsit o soluție să nu concedieze angajații.